joacă și simte magia super fotbalului. Superbet. Împreună suntem super. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Un invitat special în seara aceasta. Fostul fotbalist Robert Niță. Piticu, cum îi spun eu, de o viață întreagă. Abia întors din concursul, din emisiunea Survivor din Republica Dominicană. Fost campion cu Rapid în 2003. Un jucător special, năstrușnic, așa, unul dintre fotbaliștii cu mult talent și cu mult umor, care, din păcate, deși a făcut de toate în fotbal, n-a apucat niciun meci în echipa națională. O să vorbim și despre asta. Eu îi spun bun venit. Are un podcast interesant, m-a invitat și pe mine odată. E adevărat că așteptam să mă recompenseze, nu mi-a dat decât 10.000 de euro, dar a fost ok până la urmă. Robertino, bine ai venit! Bună seara, Nea Ovidiu! Vă mulțumesc frumos pentru invitație, în primul rând, pentru prezentare și chiar am spus-o, am comentat pe canalul meu de YouTube, că ați amintit și dumneavoastră, încă nu am făcut calcule, dar a fost doar un avans. A fost doar un avans, 10.000. Da, a fost un avans, o să ne socotim, fără discuții. Ați fost primul ziarist important din România care a făcut un editorial și care m-a pomenit și pe mine acolo și a spus, după ce am debutat la Oțelul Galați, în următoarea zi a spus în editorialul dumneavoastră, plecase Ion Viorel în Germania, la Bochum, dacă nu mă înșel, și a spus în editorial că este un jucător care trebuie să-l urmărim cu atenție și nu a preluat de la Ion Viorel numai tricoul cu numărul 7, ci și rolul de pastilă efervescentă în atacul Galațiului. Și am ziarul și în ziua de azi, îmi pare rău că nu l-am adus ca să-mi... Uite, nu mi-aduc aminte, dar la câte greșeli am făcut în viață. Un am plus, nu mai contează. Vă mai și înșelați. Ce să vă, asta e. Ia zi, cum a fost la Survivor? Te-au împachetat cam repede. Da, din păcate problemele de sănătate au apărut destul de repede. Ce sănătate, mă? Tu pari zdravă, da, rău. Da. Știți cum sunt ca femeile alea care le vezi în restaurant sau în discotecă, într-un final e convins să meargă cu tine acasă sau la hotel și când o vezi dimineața nemachiată, o iei la fugă din cameră. Așa sunt și eu. Din afară par ok. Am avut probleme mari de sănătate cu zona cervicală, zona lombară și alte probleme care cu niște fisuri care sunt în curs acum în procesul de tratament, de recuperare. Am suferit zilele trecute o intervenție chirurgicală. A fost frumos ca și experiență, senzațional. Senzațional. E o experiență care te face să... Da, zi-mi și mie, eu mărturisesc că nu m-am uitat sau nu m-am uitat. Da. Zi-mi și mie, cum e? Vă ia și vă aruncă în Republica Dominicană și... Ajungi acolo, ai 5-6 ore în care stai la hotel, îți verifică bagajele. Și am intrat așa, cu un săculeț de la un rucsac, așa, în care am avut un short de baie, un short de participat la competiții care erau pe uscat sau să stai acolo în el, un maieu, un tricou, un training, care bluza de training putea să fie un hanorac pentru că seara era umezeală și fric să pui gluga în cap, 5 perechi de ciorap, 5 chiloți și o pelerină de ploaie. Și asta trebuie să le speli, să le folosești și să... Să le speli tu. Le speli tu în mare. Și apa aia de sare le face în așa fel. Auzi, și de mâncare nimic? Ba da, am mâncat să și vede că sunt bine, sănătos, hrănit. În primele 12 zile am mâncat 9 linguri de orez. Și cocos. No, cocos ai la discreție. 9 linguri pe zi? Sau nu. 9 linguri în 12 zile. Adunate. Că am mâncat odată o lingură, odată o lingură jumate, în funcție de cum câștigai recompensa. Prima recompensă la noi a fost după 4-5 zile, care am câștigat jumătate de kilogram de orez și 500 de mililitri. Auzi, de ulei. Auzi, Robertin, tu ești un băiat de scurcăreț. Ți-ai luat un salam de Sibiu, ceva, niște păi cașcaval. Niște... Am vrut, am avut jumări, am avut astea la mine, dar la hotel, când înainte să pleci de la hotel, vin 3 oameni din staff și îți verifică săculețul ăla. Români? Turci și români. Da, producătorii sunt turci. Sunt români care lucrează acolo în jur de 200 de cameraman, de reporter, de care sunt detașați de aici. Pe perioada competiției
sunt cazați, li se asigură hrana acolo, mâncare 3 mese pe zi și se ocupă de noi. Bun, și practic tu cât timp ai stat? 3 săptămâni am stat. Din momentul când am intrat până am ieșit, am stat 3 săptămâni în care... Sau că te-ai îmbogățit din ce s-a da, a fost bine. Păi de-aia și v-am spus că facem calcule, acum sunt și eu mai pe... Ne socotim noi, ne socotim noi, da. 10 kg am slăbit în 21 de zile. Doamne iartă-mă. Dar spune-mi altceva. Și de ce te-au eliminat din concurs? Din motive medicale. Am la un consiliu de eliminare am și cerut publicului să nu mă mai voteze. Eliminările se fac în baza voturilor telespectatorilor. Și la fiecare consiliu sunt 3 nominalizați. Dar e și o comisie medicală? Da, avem doctor, asistentă medicală pe insulă. Insula este la 40 de minute de uscat, după ce pleci din port, 40 de minute cu barcă de viteză, te dă jos din barcă, ai 4 țăruși din lemn, pe jos sunt plăci de alea de USB-uri de alea care mai se folosesc în construcții, dormi pe jos, ai o pătură care s-o pui și jos să te și învelești, nu ai acoperiș, îți dau o macetă, te duci în junglă, tai crăci, crengi ce găsești și faci acoperișul să nu te plouă. Să doarme pe jos, mâncare... Pe jos dormiți? Direct așa, cum aveți, dumneavoastră aveți frumos aici, că e linoleul ăsta și... Dormi pe jos, pe lemn, pe o placă de USB așa, care e podeaua barăcii în care stai. Îți faci singur acoperișul, ai o pătură... Gândiți-vă la Smărândescu, că îl cunoașteți. Da. Cum poate să pună pătura aia, care e o pătură normală, să o pui și jos și să te și acoperi cu ea. La mine era ușor, că mă înfofoleam de vreo două, trei ori în ea, când la Smărândescu. Auzi, te-ai mai întoarce? Dacă aș fi sănătos ca experiență, ieri m-aș duce înapoi. Ieri. Deci este extraordinar. Nu poți să spui prin cuvinte tot ce simți și ce trăiești acolo. Nici de foame, nici de dor, de nu știi cât e ceasul. Nu știi păi n-ai voie să ai ceas? N-ai periuță de dinți, n-ai pastă de dinți, nu ai pieptă, nu ai gel de baie, gel de duș, gel de intim. Cu ce vă spălați? Cu nisip? Ei primești o oală la un moment dat, o cratiță, pardon. Așa. Te duci în mare, unde e apa mai limpede, iei apă, faci focul, o fierbi, obții sare, bagi mâna la, pui sarea, o depozitezi în ceva, bagi mâna la unde ai depozitat-o, dai pe dinți și apa ai la discreție. Și nu faci galgară și aia e. A, deci n-ai voie nici cu perie n-ai pieptă, de n-ai unghieră, n-ai pastă de dinți, periuță. N-am avut prosop. Nu am avut voie cu prosop. Ieși din apă, stai la soare, mai dai din mâine așa, te-ai uscat și aia e. A, și totuși zici că te-ai întoarce. M-aș întoarce, da. Pentru bani, Nu, toată numai. Viața ai alergat după bani. Și niciodată nu i-am prins, poate n-am avut viteză, nu știu de ce. E o experiență senzațională. Vă dau cuvântul meu de onoare că mi-am schimbat modul de a gândi, chiar dacă am stat puțin. Chiar principii de viață în care eu credeam cu tărie, ziceam, mamă, așa trebuie să faci, așa, nu. În momentul când ajungi acolo, se schimbă tot. Percepția asupra anumitor lucruri. Auzi, Robert, da, de mâncare, dacă vânați ceva sau... Am câștigat, la o probă am câștigat... Aveați voie să prindeți pește? Orice, păi am câștigat, asta vreau să vă spun, am câștigat la o probă lansetă și harpon. Așa. Dar îți dă o lansetă, îți dă o rolă de gută, o pui pe mulinetă, eu sunt și pescar întâmplător. Un plum de 30 de grame care pentru apă, pentru mare, unde sunt valuri și aia, nu te, e zero, nu te ajută cu nimic, și un ac. Dar tu n-ai tu ce să mănânci, ce momeală pui în apă ăla? Mergeai 200-250 de metri. Niște viermi, ceva, păi găsești. Păi nu găsești, rime. Găsești doar, da, nu găsești în nisipul ăla, am căutat, dar unde, sub toate pietrele, trebuie să găsești niște crab, niște de-alea care... Poți să rup din piciorușele alea, din alea, să rup un pic, să pui, dar nu ajungi la peștii răpitori. Că dacă pui momeală... Deci n-ai prins niciun pești. Nimic. S-a dus unul cu harponul ăla, stapă, sub apă, s-a nimic. Mergi vreo 200 de metri prin apă și e apa până aici. Mai cu harponul, dacă prindeai o balenă, ceva, mâncai de rupeai. Dar am găsit prin jungă, pe acolo, fel și fel de melci, raci. Așa. I-au făcut colegii mei, i-au fiert, i-au dat... Nici un gust, nici vai de mama lor, nu au și încercat atunci, să... Deci, 9 linguri de orez în 12 zile. 12 zile, da. Da, aia a fost toată mâncarea. După aceea am câștigat un kilogram de spaghete, care am putut, le-am grămuit așa și am mâncat de două ori.
am câștigat un kilogram de orez, am câștigat o ladă de legume din care am făcut și supă și ghiveci de legume, dovlecei prăjiți și cartofi. Nu, Otilia Bilionera, cântăreața, o bucătăreasă senzațională. Și am mâncat și... Erați în echipă, tu da, ce erai? 12, faimoși eram. Faimoși. Da, 12 persoane am intrat și... Astea am mâncat după aceea, am făcut dovlecei pe capacul de la oala respectivă, prăjiți cu usturoi, că am câștigat usturoi și am făcut un mușdei. Și la... A, și usturoi se câștiga. Da, usturoi, ceapă, castraveți, dovlecei, bun, da, o varză. Bun, insula aia nu era un bananier de aia? Cocos, mai... cocos la discreție. Te duceai, eram 12. Dacă plecam 12 o jumătate de oră, ne întorceam cu 7-8 nuci de cocos cel puțin. Nu cadă cocos crudă, că în primele 4 zile nu am avut foc, te termină la stomac. N-ai mâncare, apa ai la discreție, dar te deshidratezi că te strigi la stomac. După ce am avut foc, a fost delicatese cocosul. De ce? Pentru că îl tăiam bucățele mici, îl puneam pe o sârmă care o găsisem pe acolo, prin junglă am găsit sârmă, și făceam frigărui. De cocos. Frigărui, jumări, le ziceam noi. Le scoteai de acolo. De ce erau bune? Ăla le făceai la foc direct și să și mai ardeau. Aveau funingină de aia. E, funingina aia te strângea și la stomac. Și sau îl spălai crud așa în apa de mare, că avea gust și de sare un pic. Și mâncai. De la mânca la discreție. Bun, hai să ne întoarcem și la fotbal. De fapt, să mergem, că n-am, da. Că n-am mai fost. Tu ai fost unul dintre eroii unui meci de referință în istoria fotbalului nostru, o întoarcere de rezultat rară la nivelul fotbalului mondial. Exact 20 de ani sunt de atunci. Da, 11 noiembrie, nu? Da, parcă da. Da, așa, da, în Ștefan cel 2000, Mare. În Ștefan cel Mare, meci de Liga 1 de Divizia, cum era atunci, Dinamo, Foresta Suceava, la care juca și Robert Niță. 4-0 pentru Dinamo în minutul 60. Un Dinamo cu Lupescu, cu Cernat, Mihali. Cernat, cu Mihali, cu Răducioiu a intrat pe parcurs, da, da. Cu Bolohan, Chiriță, cu Preda, Gianni, în poartă, Preda în poartă. Da. Așa. 4-0 pentru Dinamo în minutul 62, când marchează Niță primul gol al Forestei. La final, 5-4 pentru Foresta, repet, întoarcere de rezultat printre puținele din istoria fotbalului mondial chiar. De la 4-0 la 5-4 într-un meci oficial. Ia zic, îți mai aduce aminte? Ca și cum ar fi fost ieri, domnul Ioan Nițoaia. Și uitați cum când amintiți, cum să face... Bine, sunt puțin epilat acum că acolo n-am avut nici... Dar inițial v-au călcat în picioare. Ne-a rupt Barbu la pauză, în primul rând. Era 3-0 la pauză. Barbu era antrenorul. Majun, prietenul meu. Exact. Da, prietenul meu alături de... Este unul dintre prietenii mei buni alături de Nea Viorel Hizo. Numai prieteni. Da. Dacă eram așa prieteni cum suntem în ziua de azi, cred că și juca mai mult pe vremuri, dar așa se întâmplă lucrurile. Ce să fac? Așa, ia zi, la pauză... La pauză 3-0 pentru Dinamo. 3-0 pentru Dinamo, inexistenți. Era primul meci televizat în anul ăla pentru Foresta, pentru că era o echipă mică, nou promovată la Cucurigu, să televizau doar 2-3 meciuri și erau date la televizor cine? Dinamo, Steaua și Rapid, echipele importante ale campionatului. Da. Cu suporte. Da. Și meci televizat, Huțu se supără la pauza meciului. Huțu fiind patronul echipei, îi demite pe Barbu, antrenorul Majun, și pe Crainiciu, care era președinte, director sportiv, era cam de toate, și pleacă acasă. În pauză. În pauza meciului la 3-0. Deci a venit în cabină, v-am dat afară. N-a intrat în cabină, a coborât de la tribuna oficială, s-a oprit undeva pe pista de atletism acolo, a transmis ce era de transmis și a plecat acasă și s-a culcat. Intră Barbu în vestiar, erau pe vremea aia, acum nu știu cum e la Dinamo, pentru oaspeți erau... Vestiarul era împărțit în două, era despărțit de un perete, așa, cu faianță albă pe el, că mi-aduc aminte ca și cum ar fi fost ieri. A intrat supărat în... Nu, am intrat eu, intram ultimul, aveam superstiția asta să intru ultimul în vestiar și să ies ultimul, și înainte de meci, și la pauză, și am așteptat să intre arbitrii cu dinamoviștii, cu ai mei. Am intrat pe tunel, intrai pe tunel, făceai dreapta pe tunel spre vestiarul oaspeților și erau acolo Crainiciuc, Barbu și cu doctorul.
Și un masor. Și îi fac semnul masorul ăla. Ia vină, plânge. Ce mamă, e groasă treaba, i-a dat pe ăștia afară. Eu acum eram pe val atunci, marca, se mai zic, da, să văd, i-a dat pe barba afară, ce? Și așa nu prea haleam. Vine altul. Vine altul, ce? Eu tot joc, tot, na, nu făceam probleme. Și intrăm în vestiar, eu acum știam că îmi spusese ăla, bă, și începe barul. Toată lumea în vestiar aici, în partea unde, una dintre cele două părți. Bă, nu vă e rușine, cu înjurături, cu țipete, bă, ne facem de rușine, bă, vă dau afară, bă, nu se poate. Îmi venea să-i zic că toată viața m-am mâncat limba. Stai mă cu minte că pleci tu, ce să ne dai afară. Așa. Bă, nu se poate, trebuie să facem asta, hai să nu ne facem de râs. Primul meci televizat, să nu ne facem. Pregătea foarte bine meciurile. Foarte bine, avea o agendă, mi-aduc aminte. Foarte, foarte bine pregătea meciurile. Și ne spusese înainte de meci foarte multe informații nedăduse despre Dinamo. Nu ne-a ieșit nimic, nimic. A început repriza a doua și v-a mai dat un gol. Cum începe repriza a doua? 4-0. Are Dinamo și un penalti, care nu e că la 4-0 ce să-l mai dea. Are și o ocazie clară prin Niculae de la 4-5 metri. Dă și era, dă în portar. Rămâne mingea undeva pe linia porții, o prinde ăla. Și de acolo a început revenirea. Primul gol e o intercepție a lui Botan, că o pasă în diagonală, fac preluare și dau undeva în plasa laterală. 4-1 nu credeam, 4-2 nu, 4-3. La 4-3 l-am auzit pe Gică Mihali și pe Preda discutând că bă, hai să facem ceva că e groasă, hai să ținem de ea, să iese Mihali dacă nu mă înșel accidentat și îl retrage Cornel Dinu, antrenorul dinamovist de la momentul respectiv. Îl retrage fundaș central pe Lupescu. Doi jucători, Preda, Lupescu, care comunicau, vorbeau foarte mult. Kaisere, hai să ținem de aia, e groasă, bă, nu mai avem posesie, ce facem? E, când i-am auzit, mai, eu cu gura mai mare la el, hai bă, pe ei că-i facem, hai bă, că au căzut, sunt slabi, hai că-i batem, că... Și s-a făcut 4-4, 4-5 în final. 5-4 golul tău în minutul 90. 90, da, după cursă. După meci? După meci... Un scurt flash interview, cum era și pe vremea aia, dar se făcea la marginea terenului pe unde te prindeau reporterii, eu în stânga, Barbu în dreapta, i-am spus eu, domne, să respecte, că dacă joacă cum îi zic eu, ați văzut ce faci, da, nea Marine, ce naiba. Am plecat la vestiar, bucurie, vă dați seama, bucurie mare și dădeam cu, că de-aia v-am și spus că mi-aduc aminte că era faianța albă pe pereți, dădeam cu pumnul așa într-o placă de faianță la scaun. Erau scaune cum sunt la terasele astea acum, de alea de plastic. Erai ca la terasă în vestiarul lui Dinamo, nu erau vestiarele astea cu șete. Și dădeam cu pumnul așa în gresie. Ce faci bă, bă nebunule, ce faci mă, ce ai în loc să te bucuri, dă-te cu capul de pe... Stai cu minte că îți vizez cartea de muncă. O să mai stai antrenor. Bă, nu e sănătos, ce... În următoarea zi era și botezul fiicei mele la hotel, restaurant, bulevard, că nu mai păstrează numele și pot să spun. Am mers de la stadionul Dinamo cu autocarul la bulevard acolo, ne-a așteptat patronul de acolo, era un patronul asta hotelului. Unde, pe care Victoria? Chiar acolo. Vis-a-vis de Cercul Militar Național. Ah, exact. Lăutarii în stradă, ne-am dat jos cu lăutarii, cu aia, am dat și eu o sticlă de vin, că era pe bulevard acolo. Pe bulevard am blocat circulația. Patronul de acolo, domnul Mitică, prieten cu Eugen Huțu, cu patronul echipei, un om de fotbal și de cultură și de artă și șmecher și cu lăutar, cu de toate, un om uns cu toate alifiile, cârciumar, patron din ăla vechi, adevărat. A chemat lăutarii până să ajungem noi acolo și când a sosit autocarul, ne-a pus paralel așa cu cercul militar, ne-am dat jos și am blocat intersecția vreo 10 minute. Au cântat lăutare, strigam foresta și pe urmă am intrat în restaurant și am continuat petrecerea. Da, îți mai aduce aminte cei de la Dinamo ce reacție au avut? V-am spus la 4-3, deja la 4-4. Nu, după meci. După meci nu. Știu că m-am uitat la câțiva dintre ei și stăteau pe vine, cum să spune, sau alții întinși pe gazon, alții cu capul plecat, galeria îi huiduia, atmosferă urâtă pentru ei și mi-aduc aminte... La golul, după ce am dat golul de 5-4, am alergat undeva până la mijlocul terenului între cele două bănci de rezerve. Și când m-am uitat la Cornel Dinu, era negru la față. Avea un, o țigare, un trabuc, o țigare de foi.
era fum deasupra lui, parcă era îngeraș cu, da, și negru, negru, terminat. Dar asta la 5-4, când pe final a de fost meci. Unul din momentele tale de glorie, da, afară de câștigarea campionatului cu Rapid, vorbim și despre aia. Dar zi-mi altceva, Robertino, cum ai ajuns la Suceava? Că e o poveste și aia. Tu ai fost și la Steaua la un moment dat, nu? De la Steaua am ajuns la Suceava. De la Steaua ce? La unde? Junior și mă antrenam cu echipa mare, eram în anturajul echipei, jucasem la un meci pe la Bistrița cu Nea Mihai Stoichița, antrenor principal, ultima etapă. A pierdut Steaua atunci, din ce mi-aduc aminte, ne-a luat vreo 3-4 jucători de la juniori, de la să fim și noi în anturajul echipei, ne antrenam cu ei. E o poveste și cu, era Victor Pițurca antrenor, Victor Pițurca antrenor la Steaua. S-a născut fetița mea pe data de 3 august, campionatul începea pe 5, iar pe 3 înainte să mă duc la, am avut antrenament dimineață, i-am dat telefonul doctorului, era Ionuț Codorean, doctorul echipei, și i-am zis, bă, zic, e nevastă mea la maternitate, ține-mi telefonul dacă sună, și aia răspunde și tu și zici, te duci și zici lui Neapiții să mă scoată și pe mine din antrenament, să... N-a sunat telefonul, din fericire, în timpul antrenamentului, iar după antrenament a sunat Neapiții, între ghilimele, i-a zis unea Fane Iovan și Teo Angelini, erau secunzi, au venit în vestiar și să te duci în birou, la Piții. Biroul era la etajul 1, deasupra vestiarelor, în Ghencea. Și m-am dus, zice, bă, piticule, uite, să te duci la Suceava. Neapiții, nici nu știu unde e Suceava, ce să fac la Suceava. Păi uite că ăștia au promovat, era Crainiciuc pe acolo care se învârtea pe lângă teren și tot, copile să vii la Suceava, lasă-mă în pace cu Suceava ta în timpul antrenamentului. Eu mă duceam pe stânga, venea și el, hai copile să semnez că am vorbit cu domnul Păunescu, cu Piți, eu nu știam. Mă duceam pe partea cealaltă, venea și el pe terenul 6, agenții era un gard așa de jur împrejur. Bă nene, lasă-mă în pace cu asta că sunt la antrenament. Și îmi zice Neapiții, zice, uite că m-am înțeles cu ăștia, zice să pleci la Suceava. Ce să fac Neapiții la Suceava, că nici nu știu unde e. Bă, echipă nou promovată de primă divizie. Neapiții, nu pot să plec, aștept să nască nevastă mea. Cum plec așa? Bă, ar fi bine. Na? Am semnat joi cu ei, vineri m-am urcat în avion și am plecat la Suceava. Și sâmbătă am debutat contra Gloriei Bistrița și am dat gol cu capul dintre Vasile Popa și nu mai știu care, niște doi așa. Da, eu am avut 1.71, da, așa pe tocuri, 1.71, că dacă acum după Survivor cred că am și înălțimea mai. Și norocul și când e că eu înțeleg pe atacanți ăștia din ziua de azi când zic că domne nu intră, domne nu, o centrare din partea dreaptă în direcția noastră de atac, văd că traiectoria mingei vine undeva peste Vasile Popa și vreau să dau tare cu capul, nu de unde vine, cum se dă normal. Și ajunge mingea undeva sus aici, vreau să dau tare, o șterg un pic cu capul, mă lovește număr, ia mingea o boltă și se duce la colțul, aici, la colțul scurt unde eram eu, se duce cu bolta așa și cade în poartă peste Burebista. Când e să fie, că asta și spun, eu la Suceava și din vestiar, cum face Budescu acum câteodată, și din vestiar, dacă dădeam la poartă, se ducea în poartă mingea până la urmă. Ajungea cumva în poartă. Mă uit la secvențele alea și mă minunez și eu zic, bă, așa bun să fi fost sau e numai noroc? La secvențele de când, și de pe la Rapid, când marcam și de la Suceava, e o perioadă când îți iese tot. E perioada aia când, indiferent ce faci, cum dai, cum te lovește, cum intră în poartă. Asta a fost perioada mea în mare, așa, la Suceava. Da, dacă mi-aduc eu aminte, și drumul la Suceava a fost cu peripeții. A fost, am stat în aeroport vreo 6 ore, că s-a defectat aeronava. În vineri am plecat, sâmbătă începea campionatul. Vineri dimineața am plecat, am stat în aeroport la Băneasa, să pleca după Băneasa atunci că era cursă internă, cu escală la Iași. Și de la Iași zbura ăla la altitudine de 2000 și ceva de metri, că n-avea timp să ia altitudine, avion de ăla cu elice. Și avea, și în avion s-auzea și avea impresia că făcea așa. Avea impresia că la fiecare... E 18 sau nu are știu 24, ce n-ai, că nu mă pricep astea cu aviația și cu modelele de avion, dar mamă, cu peripeții, aterizarea pe aeroportul ăla mic, te zdruncina ăla, curențe acolo, făcea în toate felurile. Am ajuns acolo și nu mă aștepta nimeni, că întârziasem nu știu câte ore. Era cu telefoane mobile, dar nu era cum este acum, cu semnalul așa foarte bun. Și când m-am văzut și am intrat în holul hotelului, mi-aduc aminte exact și am mai spus, la intrarea în hotel, pe partea dreaptă, era o hartă și dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, erau hărțile alea cu formele de relief.
Da, da, ieșite un pic în afară. Exact. Ei, era o hartă cât plasma asta din spatele meu. Imensă, cât peretele. Și mai mare scria București. Și undeva la nivelul meu, ca și înălțime. Și am văzut București. Și am început să mă uit. Nu știam exact. Nord, sud, est. Că dacă făceam și școală mai multă, poate câștigam mai mulți bani în viață. Și am început să mă uit pe harta aia și nu mai găseam Suceava. Bă, zic, unde am ajuns? Și când am ajuns aproape de tavan undeva, am văzut și acolo Suceava și că se termină harta. Mi-a venit să plâng. Zic, bă, ești idiot, ai copil de două zile, ai ce cauți bă aici? L-am sunat pe Neapiții. Neapiții, unde m-ați trimis? Bă, ai ajuns, ești bine? Neapiții, ce naiba aici? Am fost rezervă, supărat, că zic, bă, eu am venit de la Steaua. Nu știam cum îi cheamă pe aia, strigam, numărul 7, numărul 10, he, he, dă și mie pase. Nu știam pe nimeni, habar n-aveam. La meci, cu rezervă. M-a chemat Barbu, copile, vezi că, bă, sunteți 14 inși. Și eu vin de la Steaua, am fost cu ei în cantonament, la Forban, cum? Rezervă la nou promovată. Bă, stai că ușor, ușor, cum ești, ești pregătit? Bă, vin de la Steaua, uiți de unde vin. Nu, și am început bine, relația noi am început-o din start. A fost, că i-am zis, bă, eu am venit aici să joc. Păi stai, bă, bă, cam tu pe istu, ești mecher de la de București, ți-arăt eu ție cine-i Barbu. Ce să mai arăți, mă, că îl sun pe Piții? Și l-am sunat pe Neapiții și eu zic, Neapiții, m-a luat ăsta, lasă-l, bă, că așa e, mai glumețe, dar e om bun, e antrenor bun, e sufletist. Ce sufletist, că nu mă bagă? Bă, zicea, de-abia ai ajuns, vrei să joci, ești nebun? Păi de ce am venit? Nu mi-a zis dumneavoastră, du-te, Robert, acolo să joci, că la anul te aduc înapoi dacă o faci bine. Și ăsta nu mă bagă, păi unde să joc? Dar, pe urmă, și ca drept dovadă. Te-ai împăcat cu Barbu, nu? Suntem prieteni. E unul dintre prietenii mei buni în momentul de față și vorbim săptămâna la telefon. Păi, înțeleg că acum ești prieten și cu Hizo. Da, am, săptămâna trecută a fost ziua dânsului, am plinit 75 de ani. Da. Eram în Republica Dominicană, încă primisem telefoane, eram eliminat din concurs, așteptam să găsească bilet de avion să mă întorc, organizatorii, și i-am dat mesaj. La mulți ani, Neavio, o să fii sănătos, să vă bucurați de nepoței, nu știu ce. M-a sunat pe WhatsApp cu video. Bă, nebunule, m-am uitat, ești bine, ești viu, vroiam să te văd și am vorbit vreo 15 minute cu dânsul. Așa, dacă da, aveam mintea când jucam de acum... Ce ai, bine avut, ar fi fost. Ai avut conflicte cu el mai, sau așa? Mai. Păi am declarat odată, eu fiind, știți că se zice că gura mai bate partea așa, cealaltă, nu prea juca. Și să vă mai spun ceva, cu Hizo la Rapid, a fost antrenorul care am jucat cele mai multe minute și de cele mai multe ori titular. Dar eram nemulțumit. Că de ce joc doar 5 meciuri, nu joc 7? Că, și erau fotbaliști la Rapid, care, adevărați. Ai jucat și cu Șumudică și cu Pancu. Cu Șumudică, cu Pancu, cu Jean Barbu. Așa, era zi de Hizo și pe urmă vă vorim. Spun de Hizo. Și cu Neavio mă băga, nu mă băga. A venit antrenorul la Rapid în primul mandat și se întorsese Șumudică din Portugalia, nu știu de pe unde. Da, Șumudică, la Funchal, idolul galeriei și rapidistul. Și după meciurile de pregătire, a început campionatul cu mine, titular. Șumudică rezervă. Urla oia în galerie, bă, Șumi, Șumi, gol, Hizo, huo, ce faci, ce... Deci a început cu mine. Eram supărat. Că de ce mă scoate, că peste 5 etape, de ce n-am mai jucat titular. Că... Și am ofertă din Grecia, când se termină turul campionatului, cu Neavio antrenor, și mă sună un ziarist și zice, domne, cum și eu, deștept fiind, zic, domne, cred că... E o pălărie prea mare, Rapidul, pentru Viorel Hizo. Îi mai cade pălăria pe ochi și nu vede bine nici schimbările, nici... Vă dați seama. Deci chiar aveai tu pe ochi. Nesimțit câteodată. Acțiune, v-am spus că eram pauzat de iarna, acțiune organizată de patronul echipei, de domnul Copos cu firmele sale, la Circul Globus. Copii invitați cu echipa, cu de Crăciun, de Moș Nicolae. Eu, tupeist, mă duc să-l salut. După interviul ăsta a apărut în ziar. Vă dați seama, titlu mare, Robert Niță, i-a căzut pălăria pe ochi, e pălăria mare pentru Hizo. Eu acum zic, bă, dacă asta am gândit și acest. Stătea de vorbă cu secretara de la club de acolo și m-am dus să-l salut. Știam că la cei mai în vârstă nu trebuie să întinzi tu mâna, trebuie să aștepți să te salute. Da, bună ziua, Neavio, săru mâna. S-a uitat așa de la înălțimea dânsului și a zis, dă-i drumul de aici. Zic, da, bă, dă-i drumul de aici, dă-te mă, tancur. Asta era vorba lui Neavio.
Te-ai mătancul, dai, dă-i drumul de aici. Bine, bre, ok. Reunirea echipei, în ianuarie, pe 4-5 ianuarie, trebuia să plecăm la Poiana, vista medicală, și plecam la Poiana Brașov, în cantonamentul de iarnă. Vine doctorul Dumitru, care mă înțelegeam foarte bine cu dânsul, și îmi spune, eram în cameră la ProRapid, vezi că nu te ia în cantonament. Cu grecii nu mai era nimic. Căzuse sigur, da, că începuse copos cu ale lui, cu farme, cu vieții, și trebuie să recupereze investiția și nu știu ce. Și îmi zice doctor, bă, zice, fii atent că am stat de vorbă așa, zice, nu te ia. Bă, cum să nu mă ia, că... Bă, nu te ia, ești nebun, zice, sună și tu dacă ai vreun prieten, vreun unul, pe la vreun ziar și cere scuze, dar să apară în ziar. Că zice, dacă n-apare și aia, zice, spun sincer că nu te ia. Acum că i-o fi zis și Hizo doctorul, bă, da, da, pune-l pe ăsta să, că doctorul e cel care, și masiorii care transmit mai departe, și dintr-o parte, dinspre jucător spre antrenor, și invers de multe ori. Zice, sună și tu și zice să apară mâine în ziar, că dacă n-apare, nu te ia. Și am pus mâna pe telefon, că știți cum e dumneavoastră, știți mult mai bine ca mine. Bă, te rog eu frumos, ajută-mă și pe mine, că uite, mă exclude din lot, nu mă ia, vreau să zic și eu câteva vorbe. Și mi-a zis, haide bă, ce vrei să... Și am zis, domne, m-a luat valul, îmi cer scuze, bă, eram entuziasmat că trebuia să plec în Grecia, ce... Și mă ia în cantonament, de-aia spun că nu e un om ranchiunos și un antrenor foarte bun. Și de-aia și suntem în relații foarte bune în momentul de față. Și ce făcea? Avea dânsul, filozofia dânsului, că trebuie să alergăm separat. Nu să făcea un grup de 10 jucători, ce hai bă, dați-i drumul, da, alergați, fiecare, cu... alergați fiecare cu ritmul lui, cu timpul lui, cu își nota Rada tot timpul, îl trimitea pe Rada prin munții ăla, când ajungeam îl găseam om de zăpadă. Noroc că era mai negricios, așa bronzat el, și ne vedeam seama, Nea Marine, mataiești, hai, hai, și ne nota în agenda cum ajungeam la el și pe urmă înapoi câțiva kilometri. Și Nea Vio stătea cu cronometru, că ne dădea drumul la un minut. Așa. Stătea cu cronometru și noi în spatele dânsului și te duceai lângă el și te lua de gât așa. Și să uita și zicea, bă, haide să tragi tare, să asa, că e alergare aerobă, nu știu ce. E, ajung și eu, nu să uita cine e. Ajung și eu, ridică, mă ia de gât, haide bă, să tragi tare, să zic, da, Nea Vio. S-a uitat așa și m-a împins. Dă-i măta în cur drumul de aici, hai dă-i drumul la alergare. Dar pe urmă iar m-a băgat să joc. Da, aia că când a venit le-ai așteptat pe scări, că eu, da. tu ai povești de folclor. Da, da, da. Se reîntoarce, nu știu, a doua sau a treia oară la Rapid. Îl văd și acum. Avea o mașină germană, neagră. Stăteam, erau ziarele tipărite. La ProRapid vara ne puneau acolo 2-3 mese, 10 scaune, 3 umbrele, intram în vestiar, ne schimbam, luam ziarele tipărite și ieșeam la umbră, la aer curat. Și stăteam pe scaune acolo și citeam ziarele, comentam. Scările de intrare în vestiar aici, stăteam pe scaun cu fața spre parcare. Să așteptăm nou antrenor, știam că fusese numit dânsul. Și văd că vine cu mașina, cu fața, parchează. Să dă jos din mașină, costum blomaren cu cămașe bleu, cu cravată, diplomatul, parcă era Nea Marin din actorul, așa. Cu diplomatul, pac, impunător, așa, cu ăla, pac, venea și venea spre noi, eu cu fața. Și normal, nu saluți, bă, vine antrenorul și zic că eu primul, fiind mai la distanță, așa, văzându-le, bună dimineața, Nea Vio, bine ați venit! Eu bine am venit, tu bine că o să pleci. Și a trecut de noi așa și s-a dus la birouri, la Zota și la cine. Vă dați seama că am fost terminat. Zic, bă, dacă mi-a zis din prima că bine că o să pleci, zic, mai jocul ăsta nu. Iar m-a chemat, iar a vorbit cu mine, m-a băgat la meciul cu Gloria Bistrița, că am văzut că a și dat dumneavoastră niște imagini aici. Am bătut 3-1, cred, și am dat 2 goluri. La ambele goluri m-am dus la dânsul. Și de atunci ați rămas prieteni. O perioadă cât am jucat, că am mai avut pe urmă... Aia cu tricou sunt bun și... Aia a fost cu Rednic. Aia eu cu am avut antrenor numai prieteni. De fapt, ai câștigat campionatul cu Rednic. Da, cu Rednic, da, am câștigat campionatul. Da. Cu Rednic nu te-ai certat și cu el? Ba da, da. Că... Păi n-a fost nici... Ba da, au mai fost care, nu. Dar știți ce se întâmplă, Neauvin? Nu că mă credeam mare fotbalist sau... Aveam o dorință atât de mare să... Că erau. Adică nu pot să mă compar eu cu Jean Barbu sau cu Daniel Pancu. Niciodată. Eu știu cine am fost și ce am fost. Am fost un jucător util,
la Rapid, care mi-am făcut treaba, care am intrat în sufletul suporterilor, pentru că am avut norocul și m-a ajutat Dumnezeu să dau niște goluri decisive, indiferent că au fost în campionat, în niște partide. Și ai fost un tip simpatic întotdeauna. Da, așa. Că aveam vorbele la mine, că noi atacam, îmi apăram echipa, când zicea unul ceva de la Dinamo, de la Steaua, imediat ieșeam la interviu și zic, băi, stați ușor, că nu e ce credeți voi. Dar nu mă puteam compara eu cu Pancu, cu Jean Barbu, cu care mai erau pe acolo. Dar simpatia asta m-a ajutat pe de-o parte. Pe de altă parte, nu m-a ajutat pentru că în momentul când am marcat goluri, toți suporterii aia care mă simpatizau și aia mă înjurau și mă huiduiau de Doamne ferește, că își doreau mai mult de la mine. Iar cu absolut toți antrenorii îmi doream foarte mult să joc. Foarte mult să joc. N-am fost ăla să zic, bă, sunt la Rapid, e bine, intram la fiecare meci. Cred că n-am avut 5 meciuri de-a lungul timpului să fiu rezervă neutilizată. Adică știam că sunt primul sau al doilea care intru, dacă nu sunt titular. Dar îmi doream să fiu acolo, să joc, să fiu important, să ajut echipa dacă pot. Și eram tot timpul supărat când nu jucam. Și nu făceam atmosferă în vestiar. Bă, nu joc, nu mă bag. Nu, stăteam în colțul meu acolo, supărat, nu vorbeam cu nimeni. Mă chema Rednic la marginea terenului să mă bage și îmi zicea, faci aia, nici nu mă uitam la el. Mă uitam la meci sau mă uitam prin tribune. Bă, ești atent? Da, mă, da, sunt. Și din cauza asta, din cauza atitudinii mele, poate greșite, intram în conflict cu ei. Și cu tricoul ăla la fel. A fost. Dedicat lui Rednic. A fost ideea ta? Nu, l-am primit cadou. L-am primit cadou de la un prieten care tot timpul mă tachina că sunt bun, dar nu mă vede nimeni. Bă, ești bun, nu te bagă, nu te vede nimeni. Și mi-a făcut cadou tricoul ăla. Abia care așteptam. Scria, sunt bun, dar nu mă vede nimeni. Așa. M-a băgat Rednic la un meci rezervă, s-a accidentat Tibi Ghioane, cred, la un meci cu FC Brașov, cu FCM Brașov, unde în poartă era Arcanu, colegul meu de la Oțelul Galați, care rămâneam cu el după fiecare antrenament și băteam penaltiuri și lovituri libere. Cu Vali Ștefan, cu Viorel Tănase, cu Maleș, cu Pelin, cu echipa aia bună a Galațiului. Și ăla mă cunoștea cel mai bine dintre toți portarii din campionatul României. El portar la FC Brașov sau FCM Brașov, cum îi zicea atunci. 1-0 pentru ei, primesc o pasă în adâncime, mă duc 1-1 cu Daniel Isăile, era fundaș central acolo, mă faultează la marginea careului de 16 metri, penalti. Mă duc, că eram să-i dovedesc lui Remi că eu sunt piesă, mă duc la panourile publicitare unde s-a oprit mingea, iau mingea, o pun jos și începe Rednic. Nu, Niță, nu, bate, nu știu ce, du-te bă de aici, nu bate nimeni, eu bat. Am pus mingea acolo, când am ridicat capul, după ce am așezat mingea să fac 3 pași în spate și l-am văzut pe Arcan în poartă care râdea și zicea, te știu. Am văzut poarta cât poarta de hockey, vă dau cuvântul meu, domnule, a fost la poarta cu Teatrul Giulești, la poarta pe unde și ieșeau jucătorii, cu tunel. Așa. Am văzut poarta atât. Și ăla dita mai animal în poartă. Și am zis, pe unde dau? Bă, ce faci acum? Că nu mai poți să zici, a, Nea Mircea, nu bat eu? Dă-i drumul dacă... Păi, bă, ceva, mă fac și de... Am dat în pământ, jumate, bine că au schimbat ăștia și au construit stadionul nou și gazonul, că a fost groapă mult timp acolo. Am dat în pământ, de frică, am dat tare... Pe jos am zis, bă, dau acolo, să duce. Am dat și în pământ jumate, s-a dus Arcanul pe minge, n-a ajuns la ea și cum am făcut ca un arc de cerc așa spre banca de rezerve, am ridicat tricou și am făcut lurednic așa, sunt bun, dar nu mă vede nimeni. Și m-a întrebat pe urmă toată lumea, ce zic, nu, ăia de deasupra tribunei, de deasupra băncii de rezerve, că mă înjurau. Ce era să zic, da, Nea Mircea a fost pentru dumneavoastră. Și a dat seama mea și am făcut și semn așa să tacă din gură și așa. Și normal că nu era relația bună, dar cu toate astea... Dintre antrenorii cu care ai lucrat, cu că te-ai împăcat cu vreunul cam... Cu ăla în Vietnam, că nu înțelegea ce-i zic. Apropo, pentru cine nu știe, Robert Niță a jucat în Israel și în Vietnam, dar până la Vietnam, că și aia e o chestie interesantă, puțin fotbaliști români au ajuns în Vietnam, zi, povești cu Șumudică și cu Pancu. Multe, dar... Puține de povestit. Multe în realitate, dar puține de povestit. Și Șumudică, un puțin diferit de Pancu, mucalit, un Caterincos, tot timpul cu zâmbetul pe buze, când era bine lui.
când juca, când dădea goluri, când nu juca, apropiat de caracterul meu. Supărat, nemulțumit, nu mai ardea de glume cu nimeni. Când nu jucam, nici eu, nici el, apăruseră Bratu și Nicolae. Și Neavio le avea pe astea cu să promoveze tineri, să... Era și politica clubului, bă, că ăștia sunt mai tineri, trebuie să-i promovăm, că putem să-i vindem. Eram cei mai buni prieteni. Ia uite, bă, iar trompeta asta, iar îi bagă pe ăștia, îi forțează pe copiii ăștia. Du-te, bă, de aici cu buzatul ăsta de Hizo, că e praf ca antrenor. Că așa se vorbește. Eu le spun cum. Îmi cer scuze că... Așa. Sper să nu se supere nici Neavio, nici... Dar astea sunt discuțiile în vestiar între fotbaliști. Când nu joci, antrenorul ăla e cel mai praf. Când joci, e Mourinho sau Guardiola. Că, bă, ce-i? Ai interesul să joci, vrei să joci. Și vorbeam între noi. Mamă, iar ăsta, ia uite, bă, îl bagă pe ăsta. În momentul când juca el, mamă, mamă, eram cel mai... Ia uite, bă, îl bagă pe... Când jucam eu și un mudic aia, nici nu mă saluta, nici nu zicea baftă, nu bătea palma cu mine. Și eu la fel. Aveam dorința asta să jucăm, să... Cred că și asta e un pic diferit față de ce este în ziua de azi. Că-i vă, pe unii stau pe bancă și râd între ei, rezerve. Păi cum poți să râzi, mă, când sunt ești rezerve? Sunt care-s rezerve de profesie. Sau, da, zice, las că e bine, aici ne luăm salariu. Nu, nu înțeleg, dar probabil așa sunt timpurile. Și Pancu? Pancu, un băiat de vestiar, tot așa, cu muncitor. Deci Pancu s-a antrenat tot timpul 120%. Din punctul ăsta de vedere, Pancu, un exemplu, un jucător care în momentul când intra pe teren sau când mergea la sala de forță sau dădea absolut, absolut tot. Un băiat cu glumele la el, băiat de oraș care îi plăcea și partea cealaltă, pregătirea invizibilă, dar știa când să le facă, când e timpul de distracție, când e timpul de meș, când e timpul de cantonament. Un profesionist și un fotbalist foarte bun. Robertino, tu ai lucrat într-un fel și cu Copos, lucrat că erau patronii, deci da. Și cu Jean Pădureanu. Da. Ia încearcă-o așa cu arta ta de a portretiza, ia fă o comparație. Ai avut contacte cu Copos direct? Da, sau? Da. M-am dus la Crown Plaza și până să mă întrebe secretara unde mă duc, eram cu fundul pe birou, la propriu. Am intrat, cum sunteți dumneavoastră, aici la birou și m-am așezat cu fundul pe birou. Că l-a sunat Redding, m-am dus la Redding că nu mă băga și îmi spunea că nu vrea Copos. Mă chema și a bă, băi, Robertino. Nu, bă, mi-a zis George că politica clubului, că... Bă... Și am plecat într-o zi de la ProRapid, m-am urcat în mașină și m-am dus la Crown Plaza. Am parcat în fața acolo, i-am aruncat cheia la mașină la domnul care era la parcare, am zis, pun-o și tu pe undeva pe aici. Am intrat și până să mă întrebe, că știam drumurile pe acolo, până să mă întrebe unde să mă duc, eram în birou, cu fundul pe birou. Și am zis, mă luați la... Bună ziua, mă luați la mișto? Ce s-a întâmplat? Păi cum ce s-a întâmplat? Păi a venit, a ajuns și doamna, o cafea, ce vreți dumneavoastră? Și zice, ia loc. Ok, mulțumesc. Vin de la... Ce se întâmplă? Dar ce nu îmi dați drumul? Vindeți-mă! M-am întâlnit cu Copos înainte să plec la Survivor la o cafenea prin Dorobanți. Și acum îmi spune, e singurul jucător care am dat banii toți odată pe tine, lui Păunescu, și ai plecat liber. Și au trecut 20 de ani, cred că. Deci astea le știe. Pierderile le are pe creierul mic, cred că îi stau. Ține minte. La tot. Dacă mi-a spus acum, în decembrie, am dat toți banii lui Păunescu la Steaua și tu ai plecat jucător liber. E, copilul lui Dinu Vamă, numai ăla te-a învățat. Așa îmi spune și acum. Da. Și am intrat acolo, mi-a zis, ia loc. Așa. Și zic, ce se întâmplă? De ce nu mă vindeți? De ce nu... Dacă nu vreți să joc, n-are putere Mircea Rednic, dați-mi drumul să plec. Și a zis, cum? Păi vin de la ProRapid. Și am vorbit cu antrenorul că sunt nemulțumit că nu joc și mi-a spus că e ordin de la dumneavoastră. Stai puțin. Te rog frumos, cheamă-mi și mie pe Mircea. Și a închis. Sună telefonul, ridică, l-aveți pe Mircea Rednic pe linia 2. Apasă pe speaker. Mircea, ce faci, cum merge treaba, ce, e tot în regulă, care e situația lui Robert Niță? Bă, George, nu se antrenează, nu știu, bă, ce să, nu se antrenează cum trebuie, nu, e bun așa să-l bag 10-15 minute, că o nimerește, mai joacă din talent, mai o bagă în poartă, dar nu pot să mă bazez pe el de la început. Bine, Mircea, hai, te pup, mersi, și-a închis și ce? Mulțumesc pentru cafea, vă salut!
Și n-avea cum să fie relația bună. Da. Auzi, spune-mi altceva. Povesteai despre Șumudică, povesteai despre Pancu. Cariere mai mari decât ale tale, jucători de echipa fără națională. Discuții. Bun. Dar ei au rămas în fotbal, antrenează, mă rog. Tu... De ce te-ai survivor. Am încercat. Am încercat. Am fost pe la voluntari, la divizia C, pe la rocar, pe la... Nu... Probabil și datorită caracterului, datorită gurii. Nu pot să accept să vină neafănică, indiferent de unde, care a vândut 3 terenuri și dă o dată pe lună 50 de pizza la echipă sau 40 de sticle de apă, să vină să-mi spună, bagă-l pe ăla, așa trebuie, eu sunt sponsor, bă, tu știi cine sunt eu? Păi cine sunteți? Mi-a spus unul la voluntar, de exemplu, bă, băiatule, ești cel mai slab antrenor pe care l-am văzut eu și... Câte meciuri am văzut eu și pe stadion și la televizor, mă pricep mult mai bine ca tine. Păi da, dar eu am făcut o școală, am un master, am licență de antrenor, de unde te pricep tu? Du-te bă de aici că eu de când mă știu mănânc fotbal pe pâine. Și din păcate cam ăștia sunt oamenii care decid, mai ales la un nivel de divizia B, de divizia C, că eu cred că trebuie să o iei de jos, să... Îți pui un pic în practică, să te modelezi ca. Am tot încercat, sincer. Te gândești să te reîntorci? Ba da, aș vrea, dar ar trebui să am și unde sau să-mi zică cineva. Sunt om de echipă, înțeleg strategia clubului, înțeleg politica clubului, că să trăiește din vânzarea de jucători, că trebuie să îi forțezi un pic pe ea mai tineri, mai ales că îi ajută și directivele astea date de Federația Română de Fotbal cu tinerii, cu... dar astea trebuie discutate, trebuie stabilite. Nu vii tu în tribună la un meci amical care iar s-a întâmplat la voluntari și că taxul ăla care ești tu prieten cu el și are cramă la mizil și trimitea o dată pe săptămână vinul pentru protocol trebuie să joace și la un meci amical când vreau să văd și alt jucător și îl scot pe ăla după 45 de minute, țip tu din tribună. Bă, ce faci bă, de ce îl scoți pe ăla, te crezi și tu mare antrenor? Nu, prietene, așteaptă să se termine meciul, mergem împreună, mâncăm sau mergem la tine la birou și îmi spui, băi, Roberte, bă, uite, ăsta ne ajută, ne dă vinul pentru protocol, mai lasă-l și pe fisul, bagă-l mai mult, găsește-i alt loc, hai să facem așa, forțează-l pe copilul ăsta, că se interesează cineva cu bani mai mulți de la divizia B sau de la divizia A, să încercăm să-l vindem. Asta e politica clubului, înțeleg că nu sunt idiot. Dar nu veni să par tu șmecher, sponsor, președinte ce ești și țip cu 200 de oameni în spate, în tribună și jucătorii care sunt pe bancă, jucătorii care sunt pe teren, aud ce personalitate mai am eu pe urmă să intru în vestiar, să-i zic lui ăla, bă, tu n-ai făcut bine asta, asta și asta, nu joci. Că ăla îmi spune, bă, știi ceva? Stai mă cu minte că schimbările ți le facă ea din tribună ție. Și atunci, probabil e greu, n-am niciun verișor primar, n-am pe nimeni pe la Consiliul Județean. N-ai fi putut să lucrezi niciodată cu Gigi Becali? Cred că nu. Cred că nu. Cu toate că eu îl apreciez și îl admir, e un om care ține echipa asta la un nivel foarte bun, să pricepe la fotbal, contrar spuselor tuturor celor spuse de mulți oameni de fotbal. Dacă nu s-ar fi... firește, exact, dacă nu s-ar fi priceput, n-ar fi ținut, face și greșeli. Sunt antrenori mari care nu se bagă nimeni peste ei și fac greșeli. Face și greșeli. Dar banii care îi plătește Gigi Becali, except în ultimul an, celorlalte cluburi de unde cumpără jucătorii în România, țin în viață banii fotbalul românesc. Și așa înseamnă că omul să pricepe. Toată lumea zice Gigi Becali ajută FCSB-ul. Nu e adevărat. Nu. Ajută fotbalul implicit întreg fotbalul. Așa cred și eu. Exact. Păi ține în viață pe aia. Gigi Becali acum dacă cumpără doi jucători interesanți de la Gaz Metan Mediaș, care sunt în cap, le prelungește agonia sau îi ajută să ajungă în vară și poate să salvează de retrogradare? Așa este. Bun, zi-mi altceva. Ai jucat în Naționala de tineret, da. Under, nu da. Știu ce. N-ai apucat niciodată niciun meci în echipa națională. Ăsta e un mare regret? N-au vizit. Ai fost selecționat vreodată? Am fost cu Loțiu Beloni, făcea așa? Niște trialuri. Eram la Suceava. Și făcea trialuri 3 zile la Snagov și cu un meci amical la sfârșit galbenii cu roșii la Ploiești. Și da, a fost singurul antrenor care a avut ochi și pe mine și m-a chemat la un astfel de trial. Am stat în cameră, mi-aduc aminte, cu Didi Prodan, Dumnezeu să-l odihnească,
era chinuit de o amigdalită așa, și chiar a plecat acasă. După cel mai înalt cu cel mai scund. Da, 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 așa era. Cel mai și patașon. Da. Este unul dintre regrete. Dar în același timp sunt conștient că nu aveam la momentul ăla valoarea necesară să joc în fața sau să fiu în fața celor care erau convocați. Pentru că jucau toți prin străinătate. În România jucau și dădeau goluri multe pe la echipe importante. Erau titulari de drept. Adică nu... Acum și tu ai jucat în străinătate. Da, și la Berșeva în Israel. Da, la Hapoel Berșeva. Și la Vietel, cum se chema? Da, The Kong Vietel. La echipa armate am jucat în Vietnam. Și aveam echipament roșu cu armă. Hai că vorbim despre Vietnam... Rămăsesești dator cu Pădureanu. Da. Neajan Pădureanu era să-l calc cu mașina în fața hotelului unde se construiește catedrala Mântuirii Neamului. Asta acum. Mai lipsea. Asta mai lipsea, da, na, tânăr, o mașină puternică, te crezi important, deștept, șmecher, te bași, te aia și vine un bătrân să traverseze, oprești la trecerea de pieton, dar vezi că merge încet, că nu poate săracul să... Și deschizi geamul, zice, hai bă, pensionarule, treci odată. Și când se întoarce așa, vezi că e Jean Pădureanu. Am tras pe dreapta, am vorbit cu dânsul, eram în Israel, la Berșeva. Am semnat un șervețel, avea un apartament pe Panduri, aproape de hotelul respectiv, la etajul 8, parcă, sau cu biblioteca aia cum era pe vremea lui Ceaușescu, unde aveai și vitrină și un băruleț cu cheie. Da, da, la da. Bărulețul cu cheie avea cașcaval, șervețele aveam bucătărie, mi-a dat ceva. Mă înțeleg eu cu Oian, mai aveam contract jumătate la Hapoel Berșeva, l-a sunat pe impresarul meu care era foarte bun prieten cu dânsul, care i-a și facilitat cumpărarea de scaune să pună la Bistrița, i-a schimbat gazonul, avea o firmă de... Și s-a înțeles cu Berșeva, mi-a dat atunci pe loc, m-a pus să semnesc un șervețel. Mi-a dat niște bani, era înainte de sărbători. M-am întors la Berșeva, a vorbit impresarul, mi-a luat la revedere de la ei și am venit la Bistrița, un om de cuvânt, în perioada aia deja devenise ușor influențabil și puțin ranchiunos, dar ca om senzațional. Senzațional și vreau să-mi amintesc de dânsul, așa cum spunea toată lumea, ca de un lord al fotbalului românesc. Robertino, meciuri blat aranjate la Bistrița? Nu le-am prins că nu prea mai era perioada. Neajan era la retrogradare în perioada aia. Cooperativa nu mai funcționa, cum se spunea. Mi-aduc aminte doar că am jucat un meci cred că la Unirea Alba Iulia, era în prima divizie, un stadion urât. Chiar am povestit cu, puteai să intri pe geamurile undeva, tocul de la geam jos, așa, după o uliță de aia, puteai să sari pe geam direct în vestiar, bănci de lemn în vestiar, arbitru Alexandru Tudor, și trebuia să-i batem pe aia, să-i ținem jos acolo, că și noi eram la... Și am avut parte de un arbitraj, cum n-am văzut în viața mea, adică Vasile Popa la un corner o scoate cu mâna după linia porții și arbitru zice, joacă, joacă, facem doar un meci egal. Așa Tudor era socotit unul dintre cei mai corecți. Da, dar mai avea momente și dânsul când greșea sau nu vedea. Poate a fost prost poziționat. Așa. Dar la Bistrița nu. Am participat la un astfel de joc la Corvinu Hunedoara, în divizia B, care a venit în vestiar, ni s-a spus, bă, hai să-i ajutăm și pe ăștia, jucam în deplasare, au dat ăia un gol mai mult, am pus-o la centru, a luat-o unul de la centru, s-a dus așa până în poartă, a dat gol ca să fie ok diferența, ne-au dat niște sandvișuri și două navete de bere. Ce o fi fost între conducători, nu știu, era berea la sticlă de sticlă pe vremea aia, aia a fost. La Bistrița n-a venit nimeni niciodată și la Bistrița am stat puțin, Nea Ovidiu. Dacă era să fie ceva... Erau Burebist acolo, care erau de când lumea, Vasile Popa, Iftodii, Coroian, adică Negrean. Adică nu se aranja cu tine. Ce? Păi la mine n-ajungeau mingile. Dacă nu vroia Iftodii și cu ăla, zicea, du-te piticule, hop, și o întorcea, că mai făcea de-astea. Piticule, bă, vii la primi și pleci în adâncime și ți-o dau peste. Și zicea, hai piticule, și când veneam, hop, o întorcea și juca înapoi, du-te, păi unde să mă duc acasă, că dacă nu ating. Și de-aia zic că nu, am fost așa, ca gâscat prin apă, la Bistrița am stat doar un retur Bun, de campionat. Bun, zi-mi despre Vietnam, cum ai ajuns în Vietnam? Dintr-o glumă, am fost în vacanță la Berlin, m-am întâlnit cu un prieten care, avocat și firmă de impresariere sportivă, a venit unul, mi-a zis, ploua afară, hai să ne vedem cu cineva, poate se oprește ploaia și te duc pe urmă să vizitezi.
A venit Mr. Fug din American Ninja, partea 3-a 1, cocoșat așa, cu un diplomat, cu un păr de ăla la barbă, așa, cu cine e mă ăsta? Au început să vorbească în engleză, m-a prezentat, m-a introducea și mie, mai... și la un moment dat întreabă ăla, mă, dar cu ce se ocupă prietenul tău? Păi zice, joacă fotbal în România, mă. A, ce... scoate laptopul din geantă, intră, ce cum îl cheamă omul pe ăsta, Roberniță, intră. Și bă, păi are CV-ul bun, uite, a câștigat campionatul, cupa, supercupa, zice, bă, ce l-ar interesa să joace în Vietnam? Și îmi zice ăla, bă, zice, te întreabă ăsta, te-ar interesa să joci în Vietnam? Și a, zic, da, mă, cum, și mâine m-aș duce. Și a sunat lui ăla telefonul, pe urmă, nu știu ce, asta a fost toată discuția. După 5 zile am venit în țară, după 3 zile, m-a sunat și zice, avem biletele de avion, tot, hai să mergem în Vietnam. Ce să facem în Vietnam? Nu e cu Rambo, cu Palea? Cu... Am intrat și eu pe internet, Hanoi, m-am uitat un pic, zic, bă, nu merg, că stai că am lucrarea de licență la facultate, cu asta m-am înscris la master, mă, asta, nu, bă. Tot căutam motive să le mai amân. La un moment dat, bă, zice, ne facem de rahat, ai zis la masă acolo că vrei, a vorbit omul, ne-a luat bilete de avion, zic, nu mă, că n-avem aici dată, avem open. La întoarcere, să ia cu dată fixă după 5 zile, să nu stăm acolo, poate ne țin noi acolo. Au făcut și asta, au schimbat biletele cu dată fixă, tot. Ce bă, mergem acolo, vorbim cu oamenii, facem figuri și ne întoarcem înapoi. Dar cade-o nasol față de ăsta, tu la fel, ce tu nu mai colaborezi cu el, eu da. Hai să mergem. Și ne-am dus și am vrut să părem nemulțumiți, supărați și ăia ziceau, da, da, da. Și am zis, bă, ce le mai zicem la ăștia? Hai să ne mai... Am venit acasă, am mai negociat vreo lună cu ei. Păi mai vreau un bilet de avion, păi vreau casă nu știu unde. Păi și ăia toți ziceau, da, da, da. Și la un moment dat a zis, bă, spune-ne dacă vrei sau nu, că dacă nu aducem pe altul. Și am zis, am vorbit cu ăla, zice, bă, au acceptat tot ce le mai cerem. Și am zis, hai mă să mergem, că până la urmă. Și așa am ajuns, dintr-o glumă, dar bună decizie am luat, foarte bună. Și cât ai stat? Un an. Nu, păi, e foarte greu. Eram singurul european din campionat. Erau 16 echipe, fiecare echipă avea dreptul să aibă 5 străini, 3 intrau titulari, după aceea puteai să schimbi străini cu străini. Aveai dreptul în primul 11, 90 de minute, să ai 3 străini. Și eram singurul, am fost singurul european din campionat. Și condiții bune, vile. Extraordinare, extraordinare. Stăteam într-un apartament de 200 și ceva de metri pătrați, singur pe palier, singur pe etaj, era un singur apartament pe etaj, cu pază la intrarea în complex, pază la parcarea subterană, un băiat de la care stătea pe un scaun de la de pescar pe palier unde era un singur apartament, ieșeam din lift și dădeam peste ăla. Hola, hola, hello, honcha, honcha, honcha. Stai mă un pic, m-am și speriat la început. Mașină la dispoziție, 24 din 24, două antrenamente pe zi de luni până vineri, două antrenamente, inclusiv înainte de meci. Venea șoferul dimineață, mă lua, mă ducea la baza de pregătire care era undeva în afara orașului, cam cum e Săftica. Terminam primul antrenament, toată lumea rămânea acolo. Mă lua șoferul, mă ducea acasă. Mâncam ceva, îmi făceam duș, mă odihneam, venea, mă lua a doua oară pentru al doilea antrenament, mă ducea la baza de pregătire, mă antrenam, mă ducea acasă. Îi mai ziceam, bă, așteaptă-mă, îmi fac un duș, mergem în oraș să mâncăm. Translator la dispoziție 24 din 24. Bani buni? Buni, buni, buni. Buni și pentru România la vremea aia. Și condiții senzaționale. Iar ca străin te respectă, sunt chiar enervanți de amabili la un moment dat. Ia, și banii la zi. La meci? Să juca numai la ora 4 după amiaza, pentru că ei la 5 dimineața să urcă pe scutere să plece la servici. Și dacă au pus în pauza competițională, au făcut un turneu în Hanoi, primele 6 echipe din anul precedent, care terminasele pe primele 6 locuri. Turneu, fiecare cu fiecare, câștigătoarele între ele. Și s-au jucat în nocturnă. S-au jucat seara, de la 9 și de la 11. Veneau 400, 800, 1200 de spectatori. Când a început campionatul, era directivă dată de federație. Apropo, dacă n-aveai nocturnă și la terenul de antrenament, nu-ți dădeau licență pentru sezonul viitor. Deci era în Vietnam. În Vietnam. Și aveam două terenuri. Și acum 20 de ani. Da, când eram eu tânăr. Aveau două terenuri de antrenament gazonate, teren sintetic acoperit într-o sală, ambele cu nocturnă. Am fost plecați la Ho Chi Minh City, Saigon, pentru un meci de campionat. Am plecat luni, am întors duminică. Aveam un preparator fizic nebun, un rus. A construit pe lungimea terenului o pantă, pe urmă o
porțiune de vreo 7 metri normală, plană, după aia iar pantă și ajungeai undeva la etajul 3-4 de bloc și pe urmă scări până jos, ca să ne alerge ăla, ca a zis el, că asta ne face bine. În 7 zile au construit-o, cazare pentru toți jucătorii, să stătea în cantonament la baza de pregătire jucătorii străini de luni dimineață până miercuri seară. Erau două antrenamente cu mese, cu tot. Miercuri seară cei căsătoriți, după al doilea antrenament, mâncau cu echipa, plecau acasă și se întorceau la 6:30 dimineața pentru micul dejun și pe urmă joi, vineri, să stătea iar în cantonament, sâmbătă meci, plecau după meci sâmbătă, iar cei necăsătoriți ieșeau după cină și la ora 10:30 trebuiau să se întoarcă înapoi. Deci era o săptămână de cantonament. Când aveai meci în deplasare, luni te urcai în avion, plecai în orașul respectiv, stăteai la hotel de 4 sau 5 stele, jucai sâmbătă la ora 4 și la ora 2 puneau lanțurile pe porți și stăteau, au bastoane polițiștii de lemn. N-au de-astea pulane de alea sau cum, de ce n-au de cauciuc. Puneau lanțul pe porți și nu mai dădeau voie. Păi am bilet, să fii sănătos, ai venit târziu. Arhipline stadioanele. Tot timpul când se juca după amiază. Bun, hai că am ajuns spre sfârșit. Îmi pare rău că ai atâtea povești de ascultat. Zi-mi, cum ți se pare fotbalul de azi, de care, din păcate, ești aproape străin, să zic, da, față de cel din perioada în care jucai tu? Am urât tot timpul și am zis, îmi doresc, când eram jucător activ, mai auzeam la televizor, fost fotbaliști, mai veneau, mi-aduc aminte, l-am avut antrenor la Steaua la junior pe Nealaio Sădmăreanu. Da, Ludovic, da. Sădmăreanu, fachetii de România, așa spunea presa vremii, dumneavoastră știți, da, că l-ați prins. Știu bine. Și jucam meciuri amicale la sfârșit de săptămână cu FC Argeș, la FC Argeș, unde era un Bărbulescu, un antrenori. Și stăteau un vestiar acolo, zicea, niște trompete de fotbalist, ce mă uit și la copii ăștia. Pe urmă am ajuns și eu fotbalist. Și veneau pe la Pro Rapid, de exemplu, Nearică Răducanu, Ioan Pop, care l-am avut antrenor. Da, da. Fundașul, da. L-auzeam pe Rada, că mai vorbea cu Nailie Greavu, fotbaliști. Și ziceau, zice, trompetele astea, că nu e, că nivelul, că... Și mă gândeam, o să mă las de fotbal așa, că te deranjează ca fotbalist. Când vine unul care a jucat și juca cu... Noi zicem, trebuie, vorbește asta, că juca cu mărul în buzunar și cu basca în cap. Așa e, da, 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 vorba. Și vine ăla și tu joci la Rapid, în prima divizie, ai câștigat campionatul. Și te uiți la o emisiune TV că vine unul de 50 de ani, cum sunt eu, care a jucat și el un pic de fotbal, zice, mamă, ăștia din ziua de azi niște trompete, ce slab sunt, e nivelul. Și cine iete, bă, vorbește bătrânul ăsta? Dar am ajuns așa, nu știu dacă bătrân, dar să vorbesc, am ajuns așa. Mi se pare nivelul, un nivel undeva situat între divizia B la retrogradare și divizia C. De pe vremea, de pe vremea, da, da. Știu că mă duceam, fiind mai tânăr, mă duceam că erau cu plaje pe Rapid și juca Automatica. Automatica București, da, da, cu Rapid și cu... Păi erau domnul... Da, erau Neovidiu, și... da. Neovidiu, erau niște fotbaliști, aia, niște oia numărul 10 care driblau, metalul, care băteau lovituri libere, care, bă, stăteam la peluza acolo, la unde stăteam cu taică-miu la teatru. Bă, era o plăcere să-i vezi. Păi uite-te în ziua de azi. Zici că unii săraci zici că joacă cu minge de rugby. Cu tot respectul că muncesc și ei, fac sacrificii, sunt neplătiți cu lunile, dar parcă prea suntem jos. Ce părere ai de numirea lui, ultima întrebare, numirea lui Edi Iordănescu la Național? Am spus-o în octombrie pe canalul meu de YouTube. Cărțile, așa, vor fi făcute pentru Edi și pe urmă toată lumea îmi trimitea... Părea că-s pentru Mutu. Toată lumea îmi trimitea mesaje. Ce zici, bă, acum de Mutu, priceputule, vorbești tu de fotbal? Ce zici, bă, de Bălăni? Ce zici, bă, de Răzvanu? Uite că până la urmă s-a ajuns la varianta care cred că și asta a fost inițială și nu cred în ego-ul ăsta atât de mare și dintr-o dată schimbarea asta bruscă de situație, să-ți dai demisia de la FCSB după un lanț de victorii, că a zis patronul nu știu ce. Adică cred că... crezi că era pregătit tot. Da, eu așa cred. Poate greșesc, îmi cer scuze, da, față de cei bună implicați. Bună decizia? Da, pare cea mai bună la momentul de față. După părerea mea, cea mai bună era domnul Belloni. Ca nume, CV-ul, prestanță, eleganță, ceva în spate, școală franceză. Ai încredere în Edi? Cred că va face treabă. Dacă va găsi
o punte de comunicare cu mai mari federații. Și aici mă refer și la domnul Stoichiță și la domnul Burleanu. Dacă va fi un pic mai maleabil, cred eu că ca și antrenor, cred că poate resuscita un pic echipa națională. Da, doamnelor și domnilor, a fost pentru dumneavoastră Robert Niță, fostul campion cu Rapid. Îi mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc dumneavoastră în speranța că v-ați uitat la noi. Vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare. Vă urez tuturor să vă meargă până atunci cât mai bine. Joacă și simte magia super fotbalului. Superbox. Împreună suntem super.